Salutare tuturor, Don Elvis e aici, tocmai am ieșit iar de din casă, că sunt aici la Tower One Residence, la Burj Khalifa în față, la Dubai. Cel mai plătit consultant de online marketing din România și așa mai departe, consultant IT, tot, tocmai că acum merg la Dubai Mall ca să mă văd cu un client. El oricum are un business de brokeraj, de vânzare de yacht, de yacht din astea luxoase, de milioane de euro, și are nevoie, a avut nevoie oricum, pentru că colaborăm și facem colaborare de acum vreo un an, doi, cam atâta. Dar în videoclipul ăsta vedem dacă se trăiești sau dacă se supraviețuiești. Care este diferența? De exemplu, eu aici sunt la Dubai și toate astea eu călătoresc. Am fost, de exemplu, în anul 2021 am fost două luni, fost ianuarie și februarie în Elveția. Apoi am fost, mi se pare, la Milano, am fost o lună. Apoi am fost la Barcelona, că am stat la Barcelona tot acolo și așa vreo două luni. Nu, mai întâi am stat la București, că am fost la București vreo două-trei luni, cam așa, ceva de genul. Apoi am fost la Barcelona și acum sunt aici la Dubai. Deci, eu aici trăiesc, adică eu trăiesc peste tot, am o structură de societăți foarte, foarte solidă, facturăm foarte mult, facem mult profit și toate astea. Și din punct de vedere de libertate, eu sunt liber să merg unde vreau, să fac ceea ce vreau și așa mai departe, nu contează. Deci, cine supraviețuiește? Cine are un 9-to-5 job? Sau cine oricum are și un business, dar din punctul ăsta de vedere, este mereu sclav? Mereu. Adică poate are un fel de business, poate face pe electricianul, dar el nu are un business. Bine, el are un business, dar e un solopreneur. Adică el face tot. Și așa că dacă vrea să factureze mai mult, dacă vrea oricum să obțină mai mult, dacă vrea oricum să facă mai mult profit, trebuie neapărat să lucreze mai mult. Așa că în viață faptul este ăsta. Noi trebuie să facturăm mai mult, să facem mai mult profit și toate astea, dar în același timp trebuie să avem mai mult timp liber. Adică trebuie să construim oricum o echipă de persoane, trebuie să construim oricum o bază solidă în spate, trebuie să facem toate astea cu scopul final, cu ideea finală, cu golul final, ca să ajungem oricum la un nivel în care putem să avem mai mult timp liber, pentru că ăsta este obiectivul, ăsta este golul și ăsta trebuie să facem, ok? Adică noi nu putem numai să stăm așa, să lucrăm toată viața și să trăim ca să lucrăm, pentru că asta nu-i viață. Adică noi, bine, trebuie să lucrăm, trebuie să avem un mood foarte de hard work, dar e mai mult important decât hard work să facem oricum smart work, adică să lucrăm într-o modalitate inteligentă și oricum să trăim. De exemplu, eu aici la Dubai, bine, lucrez, am oricum, să zicem, mini birou acasă la mine și toate astea, dar văd o grămadă de persoane care nu își ia libertate, adică eu, să zicem, dintr-o zi la alta pot să zic, ok, plec de aici și merg în altă parte, merg la Barcelona, merg la Milan, nu contează, eu aici oricum sunt în chirie, pentru că nu vreau să am o proprietate imobiliară pe numele meu în care trăiesc, adică dacă iau, de exemplu, proprietate imobiliară, eu nu vreau absolut să trăiesc în proprietatea asta imobiliară, pentru că o să-mi scoată numai bani, ok, așa că chiria mă aduce să fiu liber. E foarte cald azi la Dubai, oricum. Sunt, cred că, vreo 35 de grade, ceva de gen. Să zicem că nu-i ca în România. Și din punctul ăsta de vedere, golul nostru în viață este să facem mai mulți bani, să ne intre mai mulți bani, businessul nostru să factureze mai mult, să facă mai mult profit, să aibă oricum o creștere foarte mare, dar în același timp, noi nu trebuie să devenim roboți, pentru că noi nu suntem roboți, suntem oricum, cum se zice, humans, ok, în engleză. Și trebuie să avem oricum un stil de viață foarte bun,
de un nivel foarte mare, de o calitate foarte mare. Mie îmi place să trăiesc în lux, mie îmi place să trăiesc bine, mie îmi place să trăiesc unde este o calitate de viață foarte bună. Adică, de exemplu, ca la Dubai, ca în Elveția, am stat, oricum, cum am zis, 2 luni de zile în Elveția, la Lugano, zona italiană din Elveția, pentru că limba nemțească nu știu, așa că am rămas acolo. Dar în afară de ăsta, golul vostru, obiectivul vostru trebuie să fie ăla de a trăi. Voi nu trebuie să supraviețuiți. Adică, voi dacă aveți un job, 9-to-5 job, și lucrați pentru cineva, bine, poate să vă placă și dacă vă place, e bun. Dacă nu vă place și după aia aveți, nu știu, 1000 de euro pe lună care vă intră și sunteți mereu într-o situație de n-aveți niciodată bani, voi acolo nu trăiți, voi acolo supraviețuiți și sunteți sclavi al sistemului, ok? Sclav al sistemului, adică că aveți așa multe datorii, aveți așa multe chestii de plătit, aveți așa o situație de căcat, încât oricum nu vă rămâne nimic în buzunar, nu vă rămâne nimic ca să trăiți, nu vă rămâne nimic ca oricum să aveți un stil de viață plăcut, care să vă placă, care să faceți ce vreți oricum din viață și toate astea. Așa că golul vostru trebuie să fie ăsta. Bine, între timp noi suntem aici la Burj Khalifa, este green screen și toate astea. E totul fake aici, că na, eu nu sunt în realitate aici la Dubai, eu sunt oricum în subsol la Bacău și la Moldova și toate astea. Am rămas acolo și așa că ce vedeți aici nu e realitate. Dar în afară de asta, că e totul fake, voi trebuie să învățați că trebuie să trăiți. Și ca să trăiți, voi trebuie să aveți un business stabil. Voi trebuie să aveți un business de online marketing, oricum de vânzări de produse sau servicii, oricum de produse high ticket, mai ales că ceea ce ne place sunt produse infoproduse. Adică care ar fi cursuri, consultanță, infoproduse de coaching și toate astea. De ce? De ce spun ca să faceți ceva de genul? Pentru că este businessul cel mai profitabil, este businessul cel mai rapid și este businessul cel mai frumos. Adică dacă ați văzut, sunt o grămadă de persoane acolo afară care vă spune, uite, fă dropshipping și toate astea, fă social media marketing, hai să ai o agenție de social media marketing, de performance marketing și toate astea. Și de multe ori persoanele astea nu au bani în bancă și ceea ce face este să vă învețe să facă chestia aia. Eu ceea ce învăț ca Don Elvis, expert de online marketing, este să vă învăț cum să învățați la alte persoane. Adică ceea ce fac eu este să ajut persoane ca să facă level up din facturatul lor, să facă mai mult profit, să vândă cursuri, consultanțe, coaching și să aibă oricum un business de infoproduse foarte mare care îi aduce bani în continuu în fiecare lună. Ok. Fiecare lună, fiecare săptămână, în fiecare zi, în fiecare an și așa mai departe pentru toată viața cât este. Așa că voi ceea ce trebuie să faceți este să mergeți pe noulpatron.ro, adică webinarul care am organizat pe 27 octombrie la ora 21, ora României, și acolo o să explic în sfârșit toate prostiile care vin spuse despre online marketing în România și care este soluția a ta personalizată ca să obții oricum rezultate și să ai un business de online marketing profitabil, în sfârșit. Și cu toate adevărurile care sunt despre online marketing și toată experiența care am avut în domeniu de acum 6 ani și o să le explic toate în webinarul, în seminarul ăsta gratuit de pe 27. Așa că dă-i un click aici jos. Urmărește-mă și pe Instagram, că fac acolo și story, fac mai multe și așa mai departe. Așa că de aici e Don Elvis, am ajuns că trebuie să mă întâlnesc cu antreprenorul ăsta și ne vedem la următorul episod.